există nimic. Este doar un vid. Pentru că ei nu mai știu cine sunt. Și aici a fost lovitura dată de acest consumerism excesiv și această economie de consum care a fost îmbrățișată complet după 1989, prin care, practic, statul comunist sau securitatea la vremea respectivă s-a privatizat. Și poporul a dispărut. I s-au adus doar la cunoștință că poți să consumi și să cumperi cât vrei. Păi așa, asta nu este economie, să înțelegem bine. Și dacă nu ai bani să te împrumuți, te ajutăm să te împrumuți ca să consumi cât mai mult. Asta este și mai rău. Exact, da. Exact. Asta este și mai rău. V-am e ca o injecție, ca un drog asta. Bineînțeles, pentru că cât te împrumuți, cu atât îți distrugi țara. Și subliniez că pe acest fundal, oamenii care sunt controlați de economia de consum bine transmisă și implementată în mentalul colectiv, sunt foarte repede stigmatizați de ceilalți oameni care se poartă ca o haită de carnivore și care îl devorează social pe cel care îndrăznește să se opună sistemului. Pe cel care îndrăznește, cum se spune, să fluiere în biserică. Pentru că astăzi, când noi doi vorbim, am spus-o, dar o repet. Am mai spus-o la o emisiune, dar spun o repet pentru că este foarte relevantă. Nici astăzi România și românii nu au făcut pact și liniște cu cel care a fost o conștiință națională, Mihai Eminescu. Mihai Eminescu astăzi e considerat la fel, tot așa, a fost un nebun, a murit de sifilis și tot năzmătit de genul ăsta. Și nu s-a înțeles mesajul uriaș, cum am spus, o conștiință națională a fost, pe care această lumină românească a dat-o întregii țări. Nemai vorbind de Brâncuș, de Enescu, de mari oameni pe care i-a avut această țară. Fie că a fost de la Horia, că a fost Mihai Viteazu, că a fost la Țepeș. Eu sunt aici astăzi și am prezentat și acest proiect de țară românilor fără a cere nimic. Este, mai zice, treaba lor, fiecare cum își aștepte, așa doarme. Eu nu cer nimic de la nimeni și nu este un proiect electoral. Dar este o formă, nu doar de a-mi ajuta țara, de a avea un respect față de marii noștri înaintași care și-au dat viața ca noi astăzi să avem destin. Și dacă unul în această țară românească gândește liber, atunci merită ca eu să fac acest gest. Și s-a fost un român uriaș din categoria celor care, eroilor care s-au luptat împotriva comunismului, și anume Traian Dors, și a avut o vorbă titanică, pe care n-am suit toată viața. Și a spus așa, zice, când gândul va respira libertate, atunci de avea demnitate și sănătate. Să zice ce spun. E foarte important asta. Când gândul va respira libertate. Și atunci vă sugerez, sau le sugerez tuturor celor care încă mai cred în aceste pseudo-autorități, în acești pseudo-culți aflați în fruntea țării, în aceste cozi de topor, care cer cu obediență față de deciziile pe care le primesc din afară, instrucțiunile pe care le primesc din afară să purtați mască, ok, dar gândul să vă fie liber. Și să vină momentul în care să spuneți nu. Nu acestei forme covârșitoare de umilință în a face ceva contra naturii. Cum spuneam, românii nu mai știu încă să râdă, nu știu să se distreze, nu știu ce înseamnă viața. Și înseamnă bucuria vieții.
O paranteză fac doar foarte scurtă. Am fost acum câțiva ani la o nuntă undeva la țară. Și m-am bucurat că am fost invitat pentru că era o nuntă care respecta niște tradiții, mă rog, și eram foarte interesat să văd ce se va întâmpla acolo. Exact ceea ce spuneți dumneavoastră, m-am dus acolo și am văzut o asistență crispată, niște oameni care pur și simplu erau într-o zonă din asta de stres permanent. La horă erau cu pumnii strânși și crispați, de parcă nu era o horă, parcă era o încleștare a unor spirite, de fapt a unor carcase, că eu așa le zic ăstora, care nu mai gândesc cu mintea lor și înghit tot ce li se spune prin media, parcă erau niște carcase încleștate fără spirit în ele. Deci am avut o revelație absolut ciudată și nu venea să cred. Și mă uitam la Mir, ea încerca să fie fericită, dar parcă era totuși tristă. Și el parcă se ducea la tăiere, nu la nuntă. Deci a fost ceva înfiorător. Dacă nici nunta nu mai constituie un motiv de bucurie. Sigur, unde mai este nunta Zanfirei? S-a pierdut. Știți unde este drama acestei lumi? Ne mai vorbim despre cred că a rămas doar cu Ciuleandra, am senzația. Drama acestei lumi este în momentul în care tu nu știi cine ești și îți iei o altă mască. Și românii... Apropo și de politicieni, nu? Ei mereu poartă niște măști. Știți cum e? Aici este o altă temă. Aici este complexul de inferioritate al omului. Știți, omul când nu știe să facă nimic, dar nimic, nimic, este zero. Sau dacă îi spun că este zero... Lăsați-mă să ghicesc, se face cumva politician? Da, se face politician. Deci când nu știe să facă nimic, se face politician. Și acest complex de inferioritate, el îl transportă și îl transpune, de fapt, într-o formulă de a pleda pentru o superioritate nemeritată, evident, indolentă, pentru a se autoamăgi pe sine, prima chestiune, și a doua pentru a autoamăgi și pe ceilalți. Și acest complex de inferioritate se transpune în practică prin dând dispoziții, dar el nu știe ce dă. Și atunci ridică doar receptorul și află, primește o dispoziție din afară. Și atenție ce vă spun acum, pentru a fi mai lacheu decât lacheii, dublează această dispoziție. Exact ce se întâmplă astăzi cu așa zisa pandemie. Deci dacă țările din Europa, măcar dacă le luăm pe ele, sunt aproape toate relaxate, ne mai vorbim de ce a făcut o țară ca Suedia. De ce România nu s-a uitat la Suedia? Ce a făcut Suedia de o lună și jumătate, între două luni? Dar știți care e argumentul acum în țară? Că, de fapt, Suedia totuși are mai mulți morți decât noi. Și cu asta basta, am închis problema. Și ăsta ar fi și un argument pentru care noi să ne înclinăm. Poți să demonstrezi orice. Da. Deci, și eu vă spun că 1 cu 1 plus 1 nu fac totdeauna 2. Da. Pentru că subconștientul ne definește în totalitate. Și miza mare încă o dată se joacă pe energie totul.